Deputatul Emanuel Ungureanu a făcut publice noi imagini cu tremurătoare cu un tânăr care umblă ca un zombi pe străzile Clujului. Priviți această imagine terifiantă. Clujul este invadat de etnobotanice și agenția antidrog DICOT Cluj sau BCCOA sunt în mod evident depășite de fenomen. Deputatul a prezentat și un fragment din rechizitorul unui procuror DICOT care explică fenomenul înspăimântător al consumului de substanțe extrem de periculoase de către copii cu vârste fragede. Vârsta consumatorilor de etnobotanice variază foarte mult, oscilații între 11 și 40 de ani. Toate acestea se observă un consum semnificativ în rândul tinerilor cu vârste de până la 15 ani, majoritatea celor intervievați declarând că obișnuiesc să-și cumpere substanțele de la magazine Spice Shop, Weed Shop, se arată în rechizitorul respectiv. Ungureanu mai spune că va iniția, începând cu sfârșitul acestei săptămâni, întâlniri cu persoanele responsabile la nivel regional cu combaterea traficului și consumului de droguri pentru a găsi soluții rapide de a diminua acest consum de substanțe periculoase, în special la copii și adolescenți.